Cum ai scăpat de accentul oltenesc? Să știi că nu am nicio idee. Și când vorbesc foarte mult și foarte repede, îmi mai scapă un fusăi, mâncai ceva. Și nu mi-e rușine absolut deloc. Din contră, îi sfătuiesc pe toți care vin din provincie să-și păstreze cât de mult pot accentul. Dar mine a fost o chestiune așa, involuntară, luând contact cu foarte mulți oameni care nu mai erau de acolo și le fur vorba cumva. La ce vârstă ai venit în București? Nu știu, ai făcut facultate aici? Și cum te-ai adaptat, fiind totuși capitală? Ai stat cu chirie? Da, am stat cu chirie, m-am mutat împreună cu mama, taică mi-a plecat în străinătate, ne-am mutat amândouă aici în București și am zis, stai, luăm viața de la zero, vedem ce se întâmplă. Am venit la facultate, am terminat universitatea din București la facultatea de geografie, secțiunea turism. Și a fost un parcurs greu pentru că Slatina fiind un oraș mic, te deplasai pe jos de colo-colo. Eu aveam mașină, dar mi-era greu cu mașina și trebuia să merg cu metrou, obișnuiește cu metrou. Și a fost așa, un cumul de experiențe noi pe care le-am îmbrățișat, că mi se pare că asta e viața de fapt, să te arunci așa într-o mare de lucruri noi și să le experimentezi oricând ți se oferă. Și a fost frumos, a fost un parcurs... Și aveam impresia când am venit că aici nu mă cunoaște nimeni și ce frumos e la București că nu te știe nimeni, nici vântul, nici pământul, cum s-ar spune la noi în popor. Ia uitați-mă aici, acum mă știe toată lumea, again. Fac ce fac și tot aici ajung. Spune-mi, după facultate, ai apucat să profesezi, nu știu, care era visul tău? Nu, eu am terminat liceul pedagogic și mă gândeam la un moment dat ca un plan ce, în cazul în care, na, nu știu, nu o să fac nimic pe partea asta de beauty, ce fac eu acum, make-up sau modă sau whatever, nu o să meargă, să am un plan de rezervă. Și plan de rezervă era să mă fac învățătoare sau educatoare. Poate că nu v-ați aștepta la asta, dar da. Și ca să ai o catedră mai mare și mai bine plătită în România, trebuie să ai studii superioare și într-un domeniu care se studiază în școală. Și am ales geografia pentru că în perioada aia cu bacul, am dat bacul la geografie, mi-a plăcut foarte mult. Și așa s-au sudat toate lucrurile și am ajuns la direcția asta, dar în momentul ăsta nu mă mai văd făcând asta, sunt total pe altă nișă și mă bucur enorm. Ești și antreprenor, cum a pornit business-ul? A fost un parcurs destul de complicat, pentru că n-aveam habar cu ce se mănâncă toată treaba. Eu știam să mă achiz și atât. Nu știam cum se manageriază un astfel de loc, cum trebuie să plătești facturi, cum trebuie să dai niște state de plată și așa mai departe, toate lucrurile care sunt în spatele unui business. Și le-am învățat și pe astea ușor, treptat, treptat. Și la 23 de ani să ai propriul tău business, nu mi se pare un lucru de aici de acolo. Mi se pare un lucru destul de mare și sunt mândră de mine. Și de ce nu mă mai așteaptă încă un alt business în stand-by? O să auziți de mine foarte mult. Lucruri. Ne spui în ce domeniu va fi? E pe parte de online, de un site de vânzare de produs. Mult succes! Ce model ai în televiziune? Pentru că îți dorești o carieră în acest domeniu. Da, sunt extrem, extrem de fascinată de Teo. Teo mi se pare un etalon de femeie, mi se pare un etalon de femeie stilată și cu toate cuvintele la ea în orice situație. Se vede atât momentul ăla în care știe să fie empatică și să pună suflet, dar și momentul în care știe să pună punctul pe i când e cazul. E genul meu de femeie din toate punctele de vedere și visam la un moment dat că mi-ar plăcea să fiu coprezentatoare lângă ea, să am ce să învăț de la, am ce să învăț de la ea fără doar și poate. Păi poate sunt șanse să se îndeplinească visul, având în vedere că ea acum este într-o pauză pe micul ecran și poate revine cu un nou format, cine știe. Ar fi minunat pentru mine să stai lângă un om cu atâta experiență și cu asemenea carieră de anvergură, să fii un novice și să înveți de la unii dintre cei mai buni. Ai avut ocazia să o cunoști personal? Nu, până în momentul ăsta nu, dar sunt sigură că o să se întâmple la un moment dat, indiferent că e poate la un eveniment de genul ăsta, într-un restaurant sau poate pe aceeași canapea într-o emisiune de televiziune, sunt sigură că dacă eu îmi doresc asta o să se și întâmple. Mult succes! Spune-mi ce faci cu premiul de la Bravo iStyle, în ce investești banii? Bineînțeles că o să investesc în mine și în cariera mea, atât de make-up artist, cât mai e un plan de online pe care aș vrea să mi-l realizez. Încă e în discuții, încă e în faza de proiect și de gândire, dacă se poate sau nu realiza, și anume un podcast în online. Să vorbesc cu și despre oameni stilați și ar fi o plăcere pentru mine și cunosc foarte multe femei și mulți bărbați care sunt la nivelul la care ai ceva ce să înveți de la ei și ai de ce să-i asculți.